Cosmin a reacționat după ce Ștefania a spus că vrea să plece din Casa Iubirii pentru el. Ce se va întâmpla cu relația lor? Fostul concurent a dezvăluit decizia pe care a luat-o, n-am de ce să stau, Cosmin a făcut primele declarații după ce Ștefania a spus că vrea să plece din Casa Iubirii, la scurt timp după descalificarea lui. Descalificarea lui Cosmin din Casa Iubirii a șocat pe toată lumea, însă cea mai afectată de plecarea sa este iubita lui, Ștefania. Blondina, care nu a știut inițial dacă ar trebui să-l creadă sau nu pe tânăr, acesta afirmând că mesajele care au apărut în mediul online, între el și o femeie din afara emisiunii, ar fi false. A declarat ieri că a luat decizia de a părăsi competiția și a merge alături de iubitul ei. Cosmin este acum în culmea fericirii după ce Ștefania a mărturisit că îl crede și că vrea să părăsească emisiunea Casa Iubirii pentru a-și continua afară povestea de iubire. Într-un live realizat pe TikTok, fostul concurent a mărturisit că o așteaptă pe Ștefania, că se bucură pentru că iubita lui nu și-a pierdut încrederea în el, dar mai ales pentru că aceasta nu a uitat toate momentele frumoase pe care le-au petrecut împreună în competiție, internaut, ce părere ai că Ștefania vrea? Să vină după tine, Cosmin, ce părere pot să am decât că mă bucur. Chiar mă bucur că crede în mine și că nu dă cu piciorul la tot ce am făcut, tot ce am trăit împreună. Mă bucur foarte mult că nu uită de toate trăirile noastre împreună și că în continuare mă crede un om sincer. Acum o să vedem cât de repede, cât de târziu, nu știu. Eu oricum o aștept aici. Asta e marea problemă: că nu poate să iasă când vrea, a spus Cosmin, în live-ul de pe TikTok. În live-ul de pe platforma online, Cosmin a continuat mărturisirile și a vorbit chiar despre viitorul relației sale cu Ștefania. Fostul concurent i-a dezvăluit lui Ionut Stoica planurile pe care el și iubita sale au împreună. Cosmin are de gând să rămână în orașul său natal, Timișoara, acolo se pare că va merge și Ștefania după ce va părăsi casa iubirii. Cei doi vor începe o viață nouă, împreună, lucru cu care sunt de acord chiar și părinții Ștefaniei, care și-au dat acordul ca fiica lor să rămână în România, alături de iubitul ei, Cosmin. Sunt foarte bucuros că fata mea vine după mine. Ionuț, da. Vine Ștefania afară, Cosmin, da. A zis în emisiune că vrea să vină afară, Ionuț, păi și unde vreți să stați? La Timișoara sau la București, Cosmin, aici, la mine. N-am de ce să stau la București, de ce să plătesc chirie la București când am apartamentul meu aici. Nu-i la fel de mare. Dar e destul de dezvoltată Timișoara. Sunt atâtea oportunități și aici mai cunosc și eu oameni, acolo nu cunosc pe nimeni. Dacă apare ceva pe viitor și consider că merită, atunci da, Ionuț, dar ea de unde e? Cosmin din Italia, Ionuț, păi și se mută în România, Cosmin, da, Ionuț, o lasă a ei. Că știu că e micuță, are 20 de ani, câți ani are Cosmin, da. 19, face 20 pe 11 octombrie, au discutat Ionuț, Stoica și Cosmin, pe TikTok.